Bine ați venit la mine în bucătărie! Din serie rețetele mele cu Ulala și Gran Cucina, astăzi v-am pregătit cotelete de miele în crustă de fistică pe bază de piure de conopida cu Gran Cucina, speciale și gustoase pentru masa de Paște. Și nu numai! Hai să vedeți cum se face! Aveți și rețete în comentariu, să citiți ca îngătiți! Cotelete de miel, faina, unt, menta, fistică, cavolfiore, un cartof, o ceapă roșie, coniac și Gran Cucina. Mixăm faina, fistic și menta. Acum o să dăm cotelete prin compoziția. Într-o tigaie, la foc mic, adaugăm unte și apoi adaugăm cotelete și le întorcem pe o parte și pe cealaltă. După ce cotelete au făcut ușoară crusta, o să flambăm. Wow! Ce cotelete alucinanti! Pentru piure cu conopida, într-o oală, adaugăm unte, ceapa, cartofi și conopida. După ce le-am calit puțin, adaug apa și le las până că au fiert bine. La final, adaugăm Gran Cucina și blendăm. Gran Cucina ajută piure să fie mai moale și cremoasă. Punem în farfuria piure, apoi adaugăm cotelete și decorăm după gusto. Aceste sunt cotelete pe piure de conopida și Gran Cucina. Rețete și pasti le găsiți în primul comentariu. Lăsați și voi poze și comentarii să vedem cum vă ieșite și să ne urmăriți pe pagina de Ulala și Gran Cucina, unde mai avem multe rețete speciale pentru voi. Ciao!